Și gata. Level 14 din prima zi. Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai așteptat episod după extraordinar de foarte mult timp. Extraordinar de foarte mult timp, nu mai contează. Avem update pe Clash Royale, un update care efectiv avem, în care avem 3 campioni noi. 3 campioni care o să schimbe cu mecanica cu siguranță complet și pe lângă faptul după cum observați voi acolo, am level 14 deja. Dar o să testăm toate chestiile astea. Înainte de începe, nu uitați de butonul de like, dar și de abonare. Avem peste 5300 de like-uri pentru că în momentul de față sunt live pe YouTube. Când filmez acest episod, mi-au zis băieții că a venit update, am zis că hai mă să intrăm să vedem ce se întâmplă, de să dați un mare, mare like. Și am un challenge pentru voi, cei care vreți să mă întorc pe Clash Royale și vreți să revină Clash și Mădălin, să dați un like și un comentariu cu vreau să te întorci sau ceva de genul. Dacă doriți să readucem seria de Clash Royale și doriți să level 14 gen și la cărți și campioni au level 14. Da, deci nu uitați acolo. Codul Mădălin pe shop. Electro Wizard-ul e card boost. You got star points 193.000. Mamă, 193.000 progress updated. It's easier to progress. All progress, new progress. 14, îmi dă automat. Level up champions unlock. Ia uite mă frate, mă, level 14 din prima. Cât de frumos arată chestia asta, lol. Deci original, oficial am level 14. E perfect. Am și aici, mi se pare că dacă apeși ți apare așa, level 14 maxim, ăsta așa. Ăsta aici dacă apăs este King Journey-ul, adică Trophy Road-ul. Păi și stai puțin. Uite că îți dai aici level 2. Eu pot să deschid acum acest pentru level 2, level 3, level 4, level 5 și așa mai departe. Pot să deschid în continuu. Mamă, o să fie un mega opening. Ceea ce se va întâmpla. Ofertă cu legend. Mamă, frățiorul meu. Nu știu, ne mai gândim. Și pe aici ce mai bagă? Legendary Arena cu Legendary Arena. Hai să luăm pe la urmă ce e gratis de pe shop. Vă tot zic și vă încă zic. Codul Mădălin pe shop să-l aveți și pe jocul acesta dacă cumva faceți vreo achiziție sau cumpărați PES Royale-ul. Pentru că mă gândesc așa, PES Royale-ul îți dă, la Tier 5 îți dă Book of Books. Și eu am un Book of Books, dar nu îți dă două în total. Și m-am gândit dacă cumva îmi dă un erou, mai ales Arcașa, că îmi place foarte mult Arcercuinu, să dau upgrade. Să dau upgrade la ea, dar îmi trebuie ceva. Ia să vedem, aici au băgat chesturi? A, nu, deci aici jos nu au băgat. E decât Legendary King Chest. Trebuie să dăm mai încet. Deci avem așa, rară, epică, o legendară, un Legendary Wild Card și Guaranteed Champion at King level 14. Deci am un campion garantat de aici. Ok. Nu cred că mă va ajuta pentru campion ăsta legendar. Băgați codul mă de pe șofeu și zice Matei. Nu cred că mă va ajuta. Cam 14 legendare de astea, dar nu cred că m-a ajutat pe campion, nu cred. Challenge, ce avem aici? Triple elixir nu mă interesează. Skeleton cât? Oh, băi, ești nebun? Cine de aici? Book of Books e asta? Nu te cred. Nu cred că e Book of Books. Iot. Deci arată așa cartea. Nu, asta e Book of Books. Aia de fapt este o Book of Card rară. Deci e rară, coinsuri și aici ce mai dă? Mamă, cât de tare e! Ce tare, bă, o să faci challenge-ul fără doar și poate. Unlock new legendary card. Wow, acum ți apare când cineva deblochează o legendară? Vorbesc serios, nu avea legendară asta încă? Sau care e faza? Ciudat, rău de tot. Da, hai să vedem ce mai avem pe aici. Deci luăm ăsta așa că avem bănuți. Luăm așa, level 14 este cel nou. La legendare, după cum observați, mie îmi dă... Deci la epice mai trebuie încă 40. La asta mai trebuie așa. Legendare încă 6. Bun. Pe lângă faptul că vedeți ce avem aici. Nici nu știu ce să pun la deschis. De aici nu cred că îmi dă. Nu-mi dă campion. Păi dar stai puțin că eu pot să dau... Mamă, putem să facem magia aia blană, man. Că nu degeaba avem cheițe și nu mai așteptăm. Lol, nu? Nu degeaba le-am postat pentru episodul ăsta. Dar nu știu ofertele astea. Deci ce îmi dă? Îmi dă două legendarii arena la 125 sau la 75 îmi dă un legendary arena Royal Will Chest. Și asta ar însemna 3 campioni. Îmi dă un Royal Will Chest? Mama, aș deschide un Royal Will Chest, mă, fără Caterinca.
Că mie nu prea îmi trebuie bănuți. Și am și emote. 15 lei. Sau nu, cred că o să fie pentru următorul episod. Cât mai durează oferta asta? 4 zile și 12, 21 de ore. Dacă se strânge la acest episod peste 5000 de like-uri. Nu cumpăr o ofertă, cumpăr două oferte. Cumpăr ambele Royal Duel chesturi pe următorul episod dacă se vor strânge peste 5000 de like-uri. Atenție mare, deci neapărat că dacă cumpărăm totul și deschidem totul într-un episod, ce sens mai are, ești nebun? Deci ce sens mai are? Deci neapărat dacă facem peste 5000 de like-uri le cumpărăm pe ambele. Și PES Royale-ul ăsta nu cred că merită deocamdată, decât în sezonul următor cred că o să cumpăr PES Royale-ul. Hai să vedem ce să deschid prima dată. Luăm de aici. Că trebuie să luăm campionul neapărat. Bun, deci dăm aici bam așa. 500, 50 de gemuri, 6 arcașe, bam, bam, nimic. După aia avem de level 3. Atenție mare să ne uităm la gemuri, am 3241. 750, 50 de gemuri, inferno, elixir, nada legendare. Nu știu care sunt șansele să luăm legendare de aici, din chestul ăsta. Avem aici, nimic. După aia level 5. 50 de gemuri, legendară! Prima de pe acest episod! Să le numărăm totuși. Prima legendară. Oare e Will Carr sau e legendară? Ia să vedem. Avem graveyard-ul, e ok, e ok. Am 15 din 20. E bine, e bine, e bine că avem graveyard-ul. Hai să dăm next. 2000 de bănuți, 50 de gemuri. Și lightning. A, așa, 50 de gemuri, wheel carduri. Battle healer, legendară, cea de-a doua legendară. Mamă, chiar că pică, nu glumă. Cea de-a doua legendară care va fi mega nice, spun eu. Sper. Bandită, mă. E bine și bandita, ce pot să spun. Cea de-a doua până acum. Avem King la level 8. Ce la level 8? Wilcar, Tesla. A treia legendă. Mamă, bă, schimbat ăștia șansele, nu te cred. A schimbat ăștia șansele la legendare, man. La legendare, da, zic. Cred că va fi Royal Ghost. Miner, bă, băci. Ce nu le nimer astăzi, nu prea sunt Nostradamus. Da, deci cea de-a treia legendară. La level 9. 5 de gemuri, Goblin Hat. O, 4-a legendară! Bă, ce se întâmplă cu Clash Royale-ul ăsta? Mă, așa trebuie, mă? Așa trebuie să se întâmple? Nu știu ce să fie aici, cred că Nightwitch, da. Aș miza pe Nightwitch. Uite-te, bă, și tu, Royal Ghost-ul de mai devreme, de la am zis, nu se poate și eu. Cred că trebuie să zic cu delay acum. Data viitoare zic tot Nightwitch. Dacă mai pică vreo legendară. Mamă, deci mă prinde rău de tot jocul acum, mă, Clash Royale-ul. Mai rău, deci pe Brawl Stars s-a băgat în aceea zi update-ul ca pe Clash Royale. Brawl Stars un game-ul nou, poate să se bagă atâtea, să pică legendare atâtea și... Nu-i ok, nu-i ok. Mi-a dat un leg... Oh, e ok, se pune la 21 din 20. Bine asta, îmi place, bravo. Păcat că nu mai avem nici aici legendară. Level 11. Oh, 5-a legendară! Forță, tată! Nu știu, cred că acum zicem tot Nightwitch-ul. Spunem tot Nightwitch-ul, ok? Haide. Firar, bă, dă-l încolo. Avem Magic Archer. E bine și cu Magic Archer, ce pot să spun. Acum level 12. Să nu pice netul că ne-am dus. Așa, Knight. O, 6-a! Mă, 6 legendare? Mă, pe un episod? Mă, pe un episod? Ce legendare? E Nightwitch? Log, mă, ba, e bun și logul, e bun și logul, e bun, e bun. Să-mi dea așa una câte una. Level 13. 11.300 gol, 50 de gemuri, 540 mortar, Ice Golem. A, 7-a! Ale! Facem plecăciun la Clash Royale, Clash Royale. Mai băgați update-uri de genul ăsta, man. Lumberjack, a, cred că-ți dă una din fiecare, mă, nu cred că-ți dăm prea multe pe anumită carte. A 7-a legendară, bă, și acum avem campionul de deblocat.
Campionul care va veni sigur. What? What? E Wildcard aici. Da, e Wildcard, că a venit prea devreme. Rascals. Royal Hogs. Încă o legendară! Nu, de fapt va fi campion. Sau e legendară? Sau e campion? Sau e legendară? E campion, mă. Zim, Bine! Mamă, e cea mai OP, bă, frate, și mi-o doream, nici nu mai știam denumirea ei, Archer Queen-ul. Îi zicea Magic Archer. Din prima a picat, bă, din prima, nu-mi vine să cred așa ceva. Deci am deblocat-o, ăsta este chestul, bă, dacă de șmecher arată efectul. Increase your king level, makes your tower stronger, băi, nu mai contează, că am level ultimul. Ia să vedem cum va decurge toată treaba, deci Electro Wizard-ul este boosted, da, level maxim, la, ok. Archer Queen-ul arată așa. Ce-mi zice aici? Book of Books ca să îi pot da aurii, deci nu pot să folosesc nimic altceva. Dacă mă voi duce eu pe club, a, pot să dau și request, adevărat, pot să dau request la ceva. Da, nu știu la ce dau și eu pe aici la ceva. Trade. Nu cred că mi-apare Archer Queen-ul. Nu apare, deci trebuie cumva oare să vină în următorul update ceva card ca să poți, te poți folosi. Singurul lucru de a-i da upgrade. Opa, ce zice aici? Champions card, ability. Așa. Cred că singurul lucru de a-i da tu upgrade. Asta, ok, asta este abilitatea ei. De a-i da upgrade este Book of Books. Dar nu merită pentru o carte să dau Book of Books. Merită să dau de la level... Deci o să fie așa. Level 12 va trebui o carte să o pot face. După aia de la level 12 la level 13 vor trebui 8 cărți. Și după aia va merita să dai Book of Books-ul. Pentru că e destul de rară. Dar v-am zis, în următorul episod, dacă se strâng peste 5.000 de like-uri, să deschidem și astea două. Unde să am 2 campioni, siguri. Așa, bun. Hai să continuăm. Ce mai avem nou? Mai avem asta de deschis aici. Haideți că am revenit și după o mentenanță scurtă. N-a fost atât de mult pe cât mă așteptam. Hai să deschidem legendarii. Deci ar fi a 8-a legendară de data aceasta. Ca să putem lua, ia să vedem. Dăm chest key-ul, bam. Și azi, mă, frățiorul meu, ce legendară bagi aici. Night Witch. Mega, mamă, Mega Night, frate. Da, mă, dă câte o legendară. Până acum n-am niciuna cu 16-20. Niciuna n-am. Și hai să vedem ăla cel mai baban, Mega Lightning Chest-ul. Nu știu dacă ăsta e cel mai bun sau nu. S-ar putea să fie cel mai bun acum că îți dă un campion sigur Royal Will Chest-ul. Hai să dăm bam. Bam, și hai să vedem. Dacă aici nu pică Night Witch, ne-am dus. 1586 gold. Avem Will Card la rare. Avem la Goblin 728 de cărți, 103 de Inferno Tower, 11 Skeleton Army, 21 Mirror, avem deja legendară, Miner. Păi și următoarea ce mă? Mamă, 2 mineri! Bă, 2 încolo! Bă, 2 încolo, câte avem pura, mamă? Avem 10 legendare în total. E campion? Man, avem 10 legendare în total. Păi și ăsta e campion aici? Bine, mă! Ia să vedem. Mi-a picat Skeletonul. Băi, ești nebun, 2 campioni din primul episod. Ale. Nu te credeam, bă, nu credeam că și din chestul ăsta pică campion. Mamă, ce inspirat am fost să las chestul ăsta să-l deschid după update. Băi, ești nebun. Așa ceva? Și pot să dau... Mamă, nu știu ce să fac. Că eu am acum de ales. Fai, de ales să văd dacă pot să dau și la campion. Vai. Nu știu ce să fac. Să iau arcașe în locul astuia. Să fac level 2. După aia să iau, să dau Book of Books și să mai dau un Book of Books și să fac arcașa maxată deja. Hai să dăm pentru arcașe. Mi-a picat Golden Knight-ul. Și mi-a picat arcașa, bun. Voi lăsa arcașe, o să dau abril la arcașe. Și după aceea o să dau un Book of Books, o fac level 13 și după aceea o să fac cu PES-ul level 14. Că o să fie la level 5 cum ar veni Book of Books-ul. Bun, acum hai să dăm un Mirror.
Mi-a dat Hunter. Hunter nu e bun. Hai să mai dăm încă o dată. Prinț. Cred că o să las prințul. Minerul nu știu dacă mai e atât de bun. Aș da și în miner ca legendară. Nu știu dacă mai e așa bun minerul, sincer. Goblin Gang-ul e ok. Infernotaurul e ok. Skarmiu. Așa și așa. Hai să dăm un miner. Mi-a picat prințesa. Nu prea îmi place prințesa. Logul. În loc de log aș folosi Barberal, sincer. Night Witch nu prea îmi place, nu e așa bună. Lumberjack cu niciun caz, ultimul strike. Bandita. Poate un Brispem o să fie ok. Bun. Deci, acum tactica stă în felul următor. Avem aici Archer Queen-ul. Îi dăm upgrade la 35.000. O am level 12, da? Bun. Pentru levelul următor îmi trebuie 8 cărți. Mă gândesc așa, Pezul Realul va mai dura 4 zile. În 4 zile voi trage tare. De fapt, stai puțin că eu deja am un Bucobux și putem să o maxăm din prima zi. Dă-o cu noi dacă poți. Dar trebuie să băgăm niște cash. Asta este. Dați un like acolo că dacă nu e jale. Ne-am dus. Hai să dăm upgrade la Arcașa. Cu Bucobux. Hai să o luăm și în deck. Așa. Îi dăm aici Bucou Box. Totul se face level 8. Bun. 8 campioni. Gândiți-vă cât de mult am scăpat. Bun. Acum îi dăm upgrade 75.000. Avem Arcașa level 13. Și acum noi vom face magia. Vom lua PES-ul. O să dăm și cu upgrade și cu Bucou Box. Da, haideți că facem magia și revenim. Magia s-a făcut, bineînțeles, nu cu altceva decât codul Mădălin pe Shopa. Nu uitați să-l aveți și voi acolo dacă doriți și cumva cumpărați acest PES. Chestia asta în felul următor. Deci avem asta aici, așa, așa, așa. Hai să luăm să maxăm arca așa. Dăm claim așa. Claim aici și nu. Aici, pe partea asta le-am luat deja. Comunele, your magic item inventory cannot fit all rewards. Convert? Nu. Aici o să ne gândim puțin. Hai să dăm în zep. Să dăm în zep că e păcat și facem și upgrade totodată. Dacă dau pe ăsta, că nu dau... Hai să facem prima carte level 13. O să dau 100.000. Bun. Ăsta e deja la upgrade făcut cu tot ce trebuie. Bam, bam, bam. Așa. După aceea mergem aici, luăm ăstea. După aia avem la rare. La rare mi se pare că îmi dă. Dacă încă nu am totul maxat full. Lasă la wild card-uri așa și acum am dă Book of Books. Ei bine, cu magia asta de Book of Books, care este foarte rară, vom merge noi și vom da la Archer Queen, care va fi primul meu campion maxat din prima zi. Primul meu campion maxat. Primul. Am peste 5.000 de like-uri. Să rupeți butonul de like și acum dăm un Magic Coin. Bam. Și nu se duc bănuții și gata. Level 14 din prima zi. Din primul update. Vedeți cât de valuous e Book of Book-ul ăla? Așa, bun, gata. Acum eu pot să-i dau ceva... deci nu pot să dau cu star points-uri. Apare aici cu max level. Aici apare cum poți să dai tu contra la P.E.K.K.A. Ia fiți atenți aici cum poți să-i dea contra. Eu consider că e destul de bunicică. Și mai lângă faptul că îi dai contra și la Hog Rider și la multe alte unități. Acum hai să vedem ce mai avem pe aici. Ne avem astea așa. La rare avem așa. La epici așa. Și un token. Da. Haideți că am revenit în mare parte. Am calculat aici pe like ce trebuie și la ce nu trebuie să dăm upgrade. O să dăm la cărțile astea din deck. Ce le am eu aici. Fireball, bam. Zepul la maxat. Deja o să dăm și la P.E.K.K.A. Bam. Level 14 blană. Dăm la Battle Ram. Bam. Level 14 blană. Dăm la Bandită. Făcut-o și pe asta, level 14 blan. Dăm la Royal Ghost. Deci voi vă gândiți doar puțin că avem până și deck-ul. Electro Wizard e boostat. Level 14 nu mai merită. Avem până și deck-ul din prima zi maxat. Deci Zepu. Pot să fac o combinație să mai maxez și Barberal-ul, astfel încât să bag în loc de Zep. Dar cred că e ok Zepu, zic. Deci din prima zi deck-ul full maxat. Și bineînțeles ce vom face, vom șca în arenă. Că nu avem altceva de făcut deocamdată. Să vedem cât de bună este această Arcașa dacă tot am maxat-o. Gata, haideți că ne-a găsit meci. Are și ăsta tot level 14.
Level 14 la King. Bine, cred că acum nu e foarte wow dacă ai level 14 la King Tower, părerea mea. Probabil că contează și deck-ul, zic. Am 5800 de trofee. Nu m-am jucat foarte mult sezonul ăsta. O să pun bandita din spate. Are maschetira nemaxată. O să dau fireball aici. Deci cu fireball-ul meu maxim o să-i bat maschetirea din prima. Doamne, asta este incorrect, bro. E cam incorrectă treaba asta, nu credeți? Că practic, să ai level 14. Să ai level 14 și e ca și cum ai avea... Mamă, păi e naș, paro, bro, e incorrect. Ia, zi. Mamă, dar ia ceva ca să se facă invizibilă. E ca și cum ai avea level 12 din trecut. Invizibil! Rapid! Bă, da, e cam înceată. E cam înceată Archer Queen asta, mă așteptam să fie așa mai rapid. Dude, n-are nicio șansă să amu. Fireball aici. N-are nicio șansă, bro, sunt maxate. Uitați-vă ce câte incorectitudine. Eu cu fireball aici nu puteam să-i pic maschetirea dacă avea level 14. De-aia având level 14 și am picat maschetirea dintr-un singur hit. E cam incorrect, sincer să fiu. Să ai maxat decul acum, la momentul de față. Cred că contează foarte mult să ai decul maxat ca să urci și în trofee totodată. Bam, și spamam așa și am 6 abilitatea. E deja invizibil? Da, a renunțat, băiat. Și eventul cu gold. E de 3 coroane? Da, e puțin, într-adevăr, recunosc că e incorrect. Că l-am bătut la... Pot spune că l-am bătut la cărți, că n-avea ce să facă cu cărțile de level 13 acum. Mi-a dat și gold crate, care gold crate o să-ți dă mai mulți bani. Așa, ia să vedem aici, am dat 10.000 de gold. Și trebuie să jucăm neapărat aici, uite, avem și tower skin la următorul. În PES-ul real ce avem noi? Așa, reward-ul la level 20 ne dă asta. Și la level 30, deci ne dă la 29 token, ne dă un de asta așa la 30. Și ăsta este The Common Book. Nu știu dacă mai am șanse în zilele astea ca să pot juca foarte mult. Să pot face PES-ul, dar pe mine mai interesează să mă acces Arcașa. Archer Queen-ul. O să jucăm și la campionat, dar cred că la campionat o să joc pe live. Deci are level 13, da? Binișor. Păi practic i-am picat furnace-ul aproape. Deja l-am picat. 4032 pe tower acolo. Mama a fost crescut și pe HP. Beta, a nu, a făcut o prostie aici. O mică prostie. A nu, că nu dă damage. Nu mai e prostie. Dar aici a fost prozepul din partea mea, într-adevăr. Bă, dacă nu dă invizibilitatea, nu e așa bună. Bine, stai așa puțin, că uite, aproape mi-a bătut Electro Wizard-ul. Deja mi l-a bătut și are level 11. Da? Ce e adevărat, e adevărat? Aș fi vrut să dau invizibilitatea acolo, să-l surprind. Ce cum betărem în față? Digi? Bă, nu cred că e problema de la mine, sincer. Că deocamdată a fost ok. Bun. Nu cred, cred că e de la joc cu lagul ăsta. Mamă, dar așa des... Bun. Dacă și pe cărâm mi se întâmplă chestia asta, brother, e clar că e o problemă. E o problemă de la ei, pentru că n-am avut probleme. Nu mai are nicio șansă patronul? Ba, are șansă.
Battle Ram după. Puțin, bă, într-adevăr e puțin lag delay când pui cărțile. A, poate că nu mai sunt eu obișnuit așa tare. Fireball bun. Bun, o să pun bandită. Dă-i! Avem nevoie de coroane pentru PES. Marlon Champion, bro. Keep calm, bro. Bun, bun, bun. Să punem asta așa. Hai să mai dăm două meciuri pe acest episod și pe aia vom continua pe live, nu se pune problema. V-am zis, dacă vreți să deschidem serie de Clash Royale, deschidem serie de Clash Royale, dați acolo un mare like. Bine, eu am mai postat Clash Royale, dar am postat pe Facebook, deci dacă sunteți interesați să dați un follow pe Facebook, mă ajută foarte mult. Vă las linkul în descriere, primul chiar. Ia fii atent ce contră dă la arca... la... Mamă, ce contră dă mâncaia și... ce aș mânca eu ei. E, aici nu prea bine. Să bata, bata, mamă, ce de pe jată la Pekka! Bro, n-ai cum, n-ai cum! Este electrolizat și mă duc bandită. Băi, ești nebun cum am bătut Pekka, i-am pasă la el cu... Vai, vai, aceste cuvinte ne doare. Și mă duc rașa, acum că n-ar mai avea ce să mai pun. Are Pekka, mini Pekka omul. Ok. Are Pekka, mini Pekka, atenție mare. Da, și electrolizat du joacă lumea că efectiv e boostat. Un hit? Hmm. Pun Archer Queen-ul din spate? Da, sigur că da. E lentă, e pe viteză, nu prea e extraordinar de rapidă. Dar nu poți să le ai pe toate. Dar uite mă ce contra de la Spirit Goblin. Are hit-ul mai rapid decât Spirit Goblin. E, aici nu e bine, m-am grăbit puțin. Chinezoi! La cotesc cu tine. Chinezoi! La orez! Panică, pom. Îi distrug pe ăștia. Păcat că mai sunt câteva zile din sezon. O să pună Pekka. Aaa, ce nașpa. Nu-i problema că oricum îl bat lejer. O, dar ce damage de nou. O să primească nerf. Sigur va primi nerf. Sigur va primi nerf, man. N-are cum. Are cum, e prea OP. Poți să dai țeac acolo pe turn foarte rapid, să se facă invizibilă. Chiar mă bucur că am axat-o. Deci putem să luăm tower skin-ul deja și o să și jucăm cu el, o să dăm un match. Stai că nu mai vreau să mai fie random. Vreau să fie doar ăsta. Așa și mai dăm și de aici. Mamă, deci șansa de legendar a crescut. Tot timpul, oricând poate să pice vreo legendară, ceva să sară din chest. Hai să dăm match. S-ar putea să fie ultimul pentru 6K sau nu. În fine, indiferent de situație, va fi ultimul pentru că o să ținem prea mult live-ul. Bandită, Betterem, Betterem, bandită. Spun bandită. Bomb tower. Ok, o să mă cu Archer Queen din spate. Bandita deja o să bată bomb tower-ul. (Laughs)
Bă, e ok, cred. Are Hog Rider maxat. Doamne, ferește așa ceva. Și mai dă și un hit acolo. Finisher. Puteam să dau zebu pe arcaș pe ăla. Ok, o să bată. Genială. L-a dat un elixir. Bă, well played, a jucat-o bine pe defensivă, bine de tot omul. Interesant. Trebuie să vină cu Hog Rider-ul ăla. Asta te uimește. Hai că am revenit. Back in business. Fără hit, bravo. Pus perfect. Mamă, cât de enervantă poate să fie. Na, am dat fireball degeaba. Ok. Spam bridge, asta se numește de go. Spam bridge. This is the game. Spam bridge, bro. Doar să spamezi unități. Faci defensivă și după aia le spamezi. Dacă e iasa defensiva bine, dacă nu iară bine. Interesant decul, interesant. Într-adevăr, cam asta a fost episodul. Văd că se încarcă și greu jocul, deci probabil o să intrăm la cine și ca să mai luăm și acolo niște coroane. Dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați de butonul de like să face peste 5.000 de like-ul la episod. Dacă doriți să facem episod din nou cu peste 6.000 de trofei, sau probabil să mai joc pe live, pentru că o să resteze sezonul și încerc să mai pușez atâta timp cât am de cu maxat, e păcat. Toate cele bune, ne vom vedea data viitoare cu aceste oferte pe care o să le luăm. Deci să stați cu ochii pe canal. Pa, pa! Subscribe! Subscribe!